zala, dragi mei, se pare. Bună, Marin! Ia că astăzi, sâmbătă, după ce am gătat de stors tot, am găsit doi fără matcă. Și la ăsta care l-am arătat, care îi cu matca trântoriță, să-i pun un nucleu cu matcă cum trebuie. Și asta mi se pare că am mai arătat eu un film. Nucleusurile, uite, măricul le-am adus de acasă. Tare bine, automat le-am prins. Ia că Mării matca a nebună, o vezi, Mării? Aici acasă nu mai am eu să o prind. Și acum uite ce facem. Acum acolim nucleusul. Pentru asta avem nevoie, ca să nu se bată nici să se omoară niciuna, niște șapă. Mări. Acum Mării e așa de afară, că nu poate să vină aici. Mai eu tot spun ce fac. Ia că matca Mării. Acum n-am nevoie să o mai leg cu hârcie. Acum vecima Augusto. E, acum scoatem ramurile, le scuturăm cu tot cu albină. Ia că asta e matcă bună, deci m-aș o strânză iarnă, i-au ghingit că rămâne aici. Totdeauna, la vremea asta, strâng nucleusurile, că nu mai am lipsă de ele. Și uite, după cum ați văzut, el e făcut ce taman să meargă în ram. Și fiindcă am mai avut aici o țară șeară de la un ram care l-a înzuitat deasupra, s-a topit. Ia că îi pun la mărgini, ca să țină mai bine. Mări, vezi? Da. Lucru. Anul ăsta am și avut de schimbat la mărgini, Mări. Ca nici un an. Mai gata mistoce de ale de anul ăsta. Am vreo câteva. Tare puțin. E, și cu asta, după 3 zile, vin să văd și dacă mi tot în 3-4 zile, îi dau drumul. Până la 5 zile să ține. Ia câtele mările, le-am scos și din nucleus. Acum, la vremea asta, niciuna, dacă
să faci așa cum eu am făcut acum, nici una, nici nu se face, nici nimic. Și să sperăm că matca asta e bună. Dacă nu mai am vreo câteva la părăchit și de mult numai șerii, asta e tot mai tare să slăbești tu. Și așa că ar fi bună. Ia că de la altan o altă metodă de stupărit la marin o să vigeți. Care e mult mai bine și de-abia acum și marin să ajungă. Adică încă nu a ajuns. Până la altan. E acum să punem măiunul tot așa. Și cu asta, dragii mei, închei filmul și sănătate. Dragii mei, stupare, acum închei filmul și sănătate.